Bună ziua și bine ați venit live pe oradesibiu.ro. Urmăriți imagini în direct de la intrarea municipiului Sibiu dinspre Cristian, în zona aeroportului. După cum vedeți, sunt oprite majoritatea mașinilor care ies și sunt oprite toate mașinile care intră în oraș. Filtre de poliție sunt practic amplasate la toate intrările și ieșirile din municipiul Sibiu. Trebuie să aveți declarația pe propria răspundere atunci când vă deplasați, fiindcă de astăzi municipiul Sibiu este în stare de carantină, este în carantină, practic sunt niște restricții de care trebuie să țineți cont. Printre cele mai importante sunt cele de deplasare. Atunci când ieșiți din casă, trebuie să aveți la dumneavoastră o declarație pe propria răspundere, prin care să justificați deplasarea din momentul respectiv. Sunt filtre de poliție locală, filtre de poliție de la IPJ Sibiu, la toate intrările și ieșirile din municipiul Sibiu. Am dat o tură în această dimineață să vedem dacă într-adevăr este așa și sunt amplasate aceste filtre de poliție peste tot pe unde se poate intra și ieși cu autoturismul din municipiul Sibiu către localitățile învecinate. De asemenea, în stare de carantină se află și localitatea Schellenborn. Ne referim aici doar la centrul comunei Schellenborn, fără satele aparținitoare Bungar, Mohu și Veștem, dar și Ciznădie, iar la Ciznădie este excepție cartierul arhitecților, practic, Ciznădioara. Această comunitate ce aparține de Ciznădie nu se află în carantină și nu se supune restricțiilor de astăzi. Trebuie să știți că poliția verifică, după cum vedeți și în imaginile de acum, transmise în direct de aici, din zona aeroportului internațional Sibiu, verifică autoturismele, mai ales pe sensul de intrare, iar pe sensul de ieșire sunt verificate aleatoriu. Practic se opresc mai multe autoturisme, după cum vedeți, iată una dintre ele, două chiar sunt oprite în această clipă, pe sensul de ieșire și pe sensul de intrare sunt oprite mai multe autoturisme atunci când acestea pătrund în municipiul Sibiu. Pentru cei care vor să tranziteze municipiul Sibiu, există pot să fac acest lucru fără să aibă și declarația pe propria răspundere. Ne referim la cei care vin din alte județe și trec prin municipiul Sibiu. Există un culoar prin care ei pot să facă acest lucru, ori pe centura ocolitoare și pe autostradă, sau chiar și prin interiorul orașului, cu specificația că nu au voie să oprească în municipiul Sibiu. Pe oradesibiu.ro găsiți detalii despre ceea ce înseamnă stare de carantină la Sibiu. Acolo găsiți și declarația pe propria răspundere, pe care trebuie să o aveți tot timpul asupra dumneavoastră atunci când ieșiți din casă și trebuie să o completați. Știm bine, putem să ne deplasăm cu declarația pe propria răspundere doar atunci când este chiar nevoie să facem acest lucru. În caz contrar, sfatul autorităților este să stați acasă și să încercați să nu interacționați în aceste 14 zile, minim 14 zile, prin care se impun restricțiile din municipiul Sibiu. Suntem la ieșirea din Sibiu către Cristian, în zona aeroportului internațional Sibiu. Ce înseamnă stare de carantină? Este simplu. Seamănă cu această stare de urgență, doar că restricțiile sunt un pic diferite. Puteți să vă deplasați de acasă la lucru, puteți să vă deplasați de acasă pentru orice lucru care nu necesită amânare. Este valabilă declarația pe telefon, întreabă cineva, este valabilă și declarația pe telefon, este valabilă și o declarație scrisă de mână pe propria răspundere.
Dacă nu, puteți să descărcați acea declarație pe propria răspundere, care se găsește și pe site-ul nostru, pe oradesibiu.ro. Atunci puteți să vă completați de mână o simplă declarație pe care să o semnați și să o antedatați și să o prezentați în momentul în care echipajele de poliție vă vor opri în trafic. Sunt restricții în ceea ce privește sălile de fitness. Acestea sunt închise, nu sunt permise activitățile sportive în interior, în spațiile închise, decât dacă sunteți afiliat unei federații sportive și faceți sport de performanță cu normele stabilite, desigur, de către aceste foruri. Magazinul mall-urilor, programul mall-urilor din Sibiu este modificat pentru că toate magazinele se închid la ora 20 și la Promenada Mall și la Shopping City Sibiu programul este între orele 8 și 20. Acestea sunt închise în weekend, de altfel în weekend sunt deschise doar magazinele alimentare, iar celelalte tipuri de magazine sunt închise. Mai multe detalii legate de restricțiile ce intră în vigoare începând de astăzi găsiți pe oradesibiu.ro. Trebuie să facem o precizare, toate comentariile care sunt care aduc injurii și folosesc cuvinte nepotrivite vor fi moderate. Ne vom deplasa și în celelalte zone din Sibiu, acolo unde sunt filtre de poliție și vă vom prezenta pe parcursul zilei de astăzi imagini noi și detalii legate de ceea ce se întâmplă în Sibiu. Suntem în stare de carantină, o decizie luată vineri de către autorități, o decizie tărăgânată destul de mult timp, a trebuit să vină Raida Rafala Sibiu ca să putem să luăm niște decizii. Pentru unii bune, pentru unii rele, vom vedea dacă ele vor da roade după 14 zile. Pentru că 14 zile este starea de urgență, starea de carantină în municipiul Sibiu. Printre deciziile luate vineri se numără și cea de închiderea tuturor magazinelor la ora 20, practic după ora 20 mai sunt deschise farmaciile și benzinăriile. Legat de situația actuală în privința evoluției ratei de infectare în municipiul Sibiu și în județul Sibiu, detaliile le găsiți pe oradesibiu.ro. Acolo vă vom ține la curent cu ceea ce autoritățile ne vor pune la dispoziție și cu ceea ce se întâmplă. Reamintesc că săptămâna trecută s-a lăsat și cu demisii în Sibiu, sub prefectul Rareș Macrea, de fapt a fost eliberat din funcție de către premierul Orban, iar vineri șeful DSP Sibiu și-a dat demisia și un lucru foarte important, vicepremierul Raluca Turcan a cerut demisia managerului Spitalului Județean, însă până la această oră doamna Coldea nu a oferit niciun punct de vedere oficial, deși reporterii Ora de Sibiu au insistat și au încercat să o contacteze de vineri până la astăzi, nu a fost de găsit managerul Spitalului Județean Sibiu. Suntem pe primul loc în ceea ce privește rata de infectare la 1000 de locuitori în România. Atât județul Sibiu, cât și municipiul Sibiu ocupă poziții, din păcate, îngrijorătoare în acest top. Ieri am avut 399 de persoane confirmate cu virusul SARS-CoV-2. Conform datelor puse la dispoziție către Comitetul Județean de Urgență Sibiu. Așadar, numărul de infectări nu scade, ne menținem pe acel platou între 400 și 500 de cazuri noi pe zi în județul Sibiu, dar probabil că în realitate numărul s-ar putea să fie mult mai mare, având în vedere că sunt foarte mulți oameni care nu declară
sau nu merg să se testeze, deși prezintă simptome clare de coronavirus, este un alt aspect de care trebuie să ținem cont. Respectați recomandările autorităților în privința măsurilor de prevenție. Purtați masca, știți că este obligatorie purtarea măștii în această perioadă. Și încercați să evitați contactul și socializarea, ca să spunem așa, cu cât mai multe persoane, mai ales în această perioadă. În ceea ce privește saloanele de înfrumusețare, pe ora de sibiu.ro veți găsi un articol scris de colegii mei în acest weekend. Practic, saloanele de înfrumusețare nu se închid, dar există acolo o serie de măsuri și restricții prezentate de autorități. Există la un anumit punct o specificație în ceea ce privește deplasarea și motivele pentru care puteți să ieșiți din casă. Printre ele nu se găsesc și cele legate de saloanele de înfrumusețare. Așa cum am spus, salele de fitness sunt și ele de astăzi închise. Nu sunt permise activitățile fizice. Puteți să faceți activitate de recreere în jurul casei, preț de o oră pe zi, puteți să faceți mișcare, dar tot așa în apropierea casei, dar pe cât de mult posibil este recomandat să nu interacționați și să încercați să vă izolați în această perioadă pentru a limita această răspândire a virusului în municipiul Sibiu, o răspândire care a ajuns la cote destul de îngrijorătoare, iar autoritățile speră ca în acest fel să limităm răspândirea virusului și să nu devină incontrolabilă această răspândire. Vă reamintim că toate comentariile care folosesc cuvinte nepotrivite, aduc injurii și așa mai departe, vor fi restricționate, inclusiv acele comentarii care fac pe românește propagandă în această perioadă de campanie electorală. Așa că vă rugăm frumos să folosiți formulări civilizate în ceea ce privește comentariile. Pe ora de sibiu.ro găsiți un articol foarte complet despre ceea ce înseamnă restricții și ce avem voie să facem și ce nu avem voie să facem în această perioadă. Acolo găsiți detalii complete despre restricțiile impuse de autorități și, vă repet, tot pe ora de Sibiu găsiți și acel formular, acea declarație pe propria răspundere pe care trebuie să o completați în momentul în care plecați de acasă din diferite motive. Vă puteți deplasa de acasă la servici, desigur, cu acea declarație sau cu o legitimație pe care să o aveți asupra dumneavoastră sau adeverință de la angajator. Vă reamintesc că aceste restricții sunt valabile atât în municipiul Sibiu cât și în Cisnădie. Excepție făcând Cisnădioara. Cisnădioara nu intră în carantină și la Șelimbăr, foarte important de precizat, doar Șelimbărul, zona centrală a comunei și străzile, arealul străzilor Doamna Stanca, Brana, centrul comunei, acestea sunt în carantină. Satele aparținătoare Bungar, Mohu și Veștem, nefiind supuse acestor restricții, practic cei care locuiesc în aceste sate nu vor trebui să aibă acea declarație pe propria răspundere asupra lor. Suntem în zona aeroportului Sibiu, suntem la ieșirea dinspre șoseaua Alba Iulia către Cristian pe DN1. După cum vedeți, repet, toate mașinile care intră, cam 90% din ele sunt controlate.
Iar pe sensul de ieșire sunt oprite aleatoriu autoturismele, trebuie să aveți acea declarație pe proprie răspundere și să justificați motivul pentru care vă deplasați. Cam atât deocamdată de aici din zona aeroportului. Vom reveni cu imagini în direct și din alte zone, dar și cu informații noi. Rămâneți pe oradesibiu.ro, dar și pe site-urile noastre Ora de Șelimbăr, Ora de Media, și acolo veți găsi informații cu tot ceea ce vă interesează. Așadar, rămâneți online și nu uitați să vă protejați și să respectați aceste măsuri. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.